Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, l-a acuzat astăzi pe președintele Klaus Iohannis că ar fi pus la cale încercarea opoziției de astăzi de a-l demite din funcție. Ăsta este stilul lui Iohannis, a luat cu japca și casele din Sibiu. Așa vrea să ia și aceste instituții care îl deranjează, pentru că are atitudini dictatoriale și vrea o putere absolută. Deci ăsta este președintele Iohannis Zapciul, a spus Liviu Dragnea. Astăzi am avut o încercare eșuată de a prelua cu japca o instituție a statului, Parlamentul, a mai afirmat Liviu Dragnea, care a precizat că inițiativa opoziției încalcă prevederi regulamentului Camerei Deputaților. Nu poți să supui la vot ceva care încalcă regulamentul, adică încalcă o lege, pentru că ar fi un precedent extrem de periculos. Deci, dacă în Parlament, unde se fac legi, noi nu mai ținem cont de legislație, nu mai ținem cont de regulamente și suntem, am fi aici doilea, a doua instituție care ar încălca legea, pe lângă conducerea în alte curți, atunci ce s-ar mai alege de această țară? Liderul PSD a respins și ideea că actuala coaliție ar fi pierdut majoritatea parlamentară și că așteaptă ca opoziția să depună moțiune de cenzură. Partidele din opoziție au încercat astăzi să forțeze un vot în Camera Deputaților pentru demiterea din funcția șefului instituției Liviu Dragnea. Dar vicepreședintele Florin Iordache, cel care conducea ședința, a refuzat să supună la vot propunerea pentru că a considerat că încalcă prevederile regulamentului de funcționare a Camerei Inferioare a Parlamentului.